Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Invitatul din această seară, domnul Nicu Davițoiu, președintele PMP Gorj. Stimată domn, bine ați revenit la noi în studio. Bună seara, bine v-am găsit. Iată că avem o scenă politică locală așa, oarecum amorțită în această vară toridă. Avem o schimbare de primar, mici fricțiuni la început cu Consiliul Local, după care a apărut scandalul, pentru că putem spune așa, privitor la acel raport ANAF ținut la dospit ca să crească precum cozonacul. Acum se pare că iarăși sunt mici discuții în Consiliul Local. Recent s-a votat să se întrerupă o clauză, cel puțin din contractul cu firma de salubrizare care se ocupă de deservirea orașului, privitor la cantitatea de gunoi ce ar fi trebuit adusă de la vecinii de la Alba Iulia. Ce se întâmplă la Consiliul Local? De ce atâta scandal pe metru pătrat în ultima vreme? Da, cred că și interese de grup al unor consilieri locali, a unor formațiuni politice, dar în rest cred că se înțeleg destul de bine. Aici cred că a vrut să dea anumite semnale anumitor persoane care depind sau care sunt implicate direct în acest conflict. Dar în rest cred că se înțeleg destul de bine și după cum bine ați văzut, cred că a fost singurul punct pe ordinea de zi care a creat cât de cât animozitate. Dar în rest cred că se înțeleg destul de bine. Consiliul Local cred că ține să-i reamintească primarului că majoritatea ALDE PSD conduce Consiliul Local și va decide pe viitor asupra proiectelor care vor trece sau care vor fi puse pe ordinea de zi acestei instituții. Deci a fost un fel de demonstrație de forță, o mică demonstrație. Da, și probabil se va mai întâmpla din 3 în 3 luni, din 4 în 4 luni, ca să-i reamintească primarului că el este decât primar și majoritatea care votează aceste proiecte este ce a constituit și la nivel național, adică ALDE PSD, cu sprijinul nemărginit și cred că la infinit al PSR-ului. Apropo de PSR, mai există? Pentru că doar faptic mai există, scriptic, așa nu mai auzim nimic, decât Petrescu la Motru mai demite câte un consilier și cam atât. Păi cred că este singura modalitate de a-și mai aduce aminte lumea de ea, dar creează o majoritate destul de confortabilă PSD-ului și la nivel local și la nivel județean, probabil și în anumite localități unde mai au consilier, cum e cazul municipiului Motru, unde cred că are 2 sau 3 consilieri sau cât are. Cel puțin 2 cred că sunt, da. Nu, cred că are mai mult, cred că are 3 consilieri. În rest, cred că PSR-ul prin asta există, prin majoritatea care o asigură PSD-ului. De altfel, se știe foarte bine episodul în care fostul președinte al acestei formațiuni politice, actual director de patrimoniu cadru primăriei municipiului Târgu Jiu, trăgea efectiv ca nebunul în perioada de campanie, toată lumea întrebându-se de ce face acest lucru. Iată rezultatele, le vedem de ambele și pe linie politică și pe linie administrativă. Se pare că într-un fel sau altul majoritatea sau majoritatea posibilă dată de consilierii locali, respectiv județeni, a detensionat cumva accesul către postul acela de director la patrimoniu. Cu siguranță a contat în totalitate de 99,9% sprijinul acordat în Consiliul Județean și în Consiliul Local. Altfel, fiți convins că nu obținea acel post, un post destul de important în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, direcția de patrimoniu fiind una care rulează foarte, foarte mulți bani, controlează cam în mare parte, are și personal, după câte știu eu, foarte mult și este prin cea care se derulează investițiile pentru școlile și liceele din municipiul
Târgu Jiu, sume destul de generoase care sunt controlate direct de către directorul Direcției de Patrimoniu. Un om cu bogată experiență administrativă, de altfel. Da, dar cred că aici la Direcția de Patrimoniu nu se pune problema de așa ceva. Cred că trebuia un jurist economist destul de bun și cred că lucrurile mergeau mult mai bine decât dacă pui pe unul care este amestecat în foarte multe lucruri care nu au nicio legătură cu postul pe care îl ocupă. Absolut de acord cu dumneavoastră. Săptămâna sau zilele acestea am văzut și poziția destul de vehementă a unui consilier județean PMP, domnul Liviu Andrei, care la acea ședință prin care s-a luat act de dorința de revenire pe un post de execuție al fostului director general de la DGASPC, dumnealui a avut o poziție foarte tranșantă, spuneam vehementă, și a spus că nu este suficient, ci ar fi trebuit să se decidă încetarea raporturilor de muncă cu acel domn. De ce totuși s-a luat măsura revenirii pe un post de execuție, o măsură considerată pe bună dreptate, raportat la ce se întâmpla acolo, prea blândă? Păi nu, după câte știu eu, Cotrun a fusese sancționat. Și într-o ședință anterioară de Consiliul Local, această sancțiune care fusese acordată directorului general al DGASP-ului de o comisie sau de o echipă de control, a fost comutată în mustrare sau avertisment, după câte mi-aduc eu bine aminte, iar această hotărâre de schimbare a încadrării din sancțiune în avertisment sau mustrare, cred că a beneficiat și de sprijinul a jumătate din consilierii PNL-ului, după câte știu eu, pentru că, cu excepția celor trei consilieri ai noștri la PMP, și trei de la PNL, în rest toată lumea a votat Am fost de acord cu pentru, această transformare. a fost de acord cu această transformare a sancțiunii din sancțiune în mustrare sau avertisment, nu mai rețin cum ea. Acum probabil s-a hotărât și să îi se lase și lui și o funcție de execuție, probabil în cadrul tot aceleiași structuri, lucru care nu este în regulă, pentru că un om care comite abateri în exercitarea unei funcții, cum a fost la Cotruna, nu cred că mai are ce căuta în acel. Și abateri grave, pentru că Da. ne amintim ce incidente au fost, minore însărcinate sau care au fost nevoite să întrerupă sarcina, Da, plus ce s-a întâmplat autoincendiere pe la la Suseni. Dobrița, pe la Suseni, pe la. Sunt. Deci, practic, o parte din aceste fapte care l-a relevat și sau l-a reliefat și presa erau de ajuns pentru a fi mutat în cadrul altei structuri a Consiliului Județean. Ar trebui să ne așteptăm, după trecerea interimatului în fruntea acestei structuri destul de importante din subordinea CJ, să ne așteptăm la un nou circ generat de o altă numire din asta fantastică, în care apare un personaj neavenit, deși unitatea în sine, indiferent de care structură din cele cinci vorbim, are cu siguranță specialiști? Dacă numirea va fi politică, cu siguranță vom asista tot la un circ de acesta mediatic, pentru că tot timpul la numiri cu personaje controversate vor exista de fiecare dată și mai ales care sunt înregimentate politic și parvin pe această filieră, mai bine zis, va isca de fiecare dată scandal și cred că nu folosește nici acestei structuri a Consiliului Județean, pentru că este într-un declin total de o anumită vreme și cred că în fruntea acestei direcții ar trebui pus un om care să aibă totuși cât de cât cunoștințe profesionale destul de bune și să nu fie contestat de foarte, foarte multă lume. Indiferent pe cine ai pune, știm foarte clar că vor exista contestatari. Acum depinde cât e numărul acestora. Dacă
depășește numărul celor care sunt de acord cu această numire, atunci deja este un... Da, atunci deja cei care fac această numire poate să aibă o problemă. Pentru că tot suntem aici la capitolul DGASPC, ne amintim că acest fost director general al instituției a fost de asemenea implicat într-un scandal cu niște concursuri. Se pare că și acolo s-a așternut uitarea peste scandalul cu acele concursuri suspectate la un moment dat de intervenții. Da, să știe toată lumea, cred că nu este o noutate că toate concursurile care au loc sau au avut loc, mai bine zis, că trebuie pus la timpul trecut, că nu s-a mai întâmplat acum de la o vreme, toate concursurile care au avut loc în cadrul anumitor unități care aparțin de către Consiliul Județean au fost controversate. Nu e cazul numai Direcției pentru Protecția Copilului, e cazul și Spitalului Județean, e cazul mai multor mai nou sau da, mai recent la agenția aceea de plăți și... AGPIS-ul acela, plăți da. Și... Da, da, da. Unde iarăși au fost discuții privitor da, la... Da, și este o... Și au existat foarte, foarte multe suspiciuni de ilegalitate. Da, bă, iată că la Spitalul Județean, teoretic, în scurt timp, ar trebui să avem un concurs care să stabilească odată pentru totdeauna, sau cel puțin pentru o perioadă mai lungă de timp, un manager. Păi, cred că i-a expirat contractul de management, că indiferent cât ai vrea să fii de bine intenționat, perioada pe care se poate, chiar dacă e cu concurs, nu poate să fie, trebuie să aibă o perioadă limitată. Niciun concurs nu se susține pentru un anumit post, mai ales cel de manager, fără să se impună această perioadă. Probabil este pentru iar o perioadă de 4 ani. Acum trebuie studiat să vedem ce a făcut fostul manager care i-a expirat sau îi va expira. Finalul august cât era finalul. Când depurând mandatul de manager, trebuie făcut o analiză foarte atentă și văzut dacă merită să mai fie lăsat să participe la concursuri, la concursul organizat pentru acest post pe viitor. Din punctul de vedere al anii, pentru că și aici a existat o suspiciune că ar fi o stare de incompatibilitate a actualului manager, se pare că președintele CJ s-a pronunțat că nu vede o problemă în acea incompatibilitate. Da, nu știu dacă se poate pronunța președintele Consiliului Județean. Aici trebuie să pronunțe autoritatea care se ocupă de așa ceva, adică anii. Nu cred că... ceilalți poate să spună un punct de vedere politic, dar punctul de vedere oficial și cel care duce la incompatibilitatea unui persoane este o decizie dată de către Agenția Națională de Integritate. Cum de altfel a fost și în cazul fostului președinte al Consiliului Județean, domnul Ion Călinoiu, care, corect, iată, corect, în urma corect. Unei decizii ANI, pe care a contestat-o ulterior în... Și pe care a și pierdut-o. Așa, astăzi vorbim de un nou președinte la Consiliul Județean în urma debarcării forțate a domnului Ion Călinoiu. O întrebare interesantă, pentru că sunteți unul dintre observatorii definiției ai fenomenului acesta ce îmbină palierul politic cu latura administrativă. Când credeți că se va debarasa România și sistemul acesta sau macrosistemul de tot ceea ce înseamnă implicarea elementelor politice, indiferent de ce partid vorbim, în numirea celor cu funcții de decizie în cadrul instituțiilor statului? Va dura sau ne putem aștepta să se înceapă? Nu, va fi un proces de lungă durată, i-aș întrevedea finalul. Cred că el poate fi puțin, să zic așa, cenzurat, dar ca să eliminăm definitiv fenomenul de numire politică în anumite posturi din sistemul acesta așa numit de concentrat sau pe posturi care sunt subordonate anumitor instituții care au conducere clar politică, cum e Consiliul Județean, primăriile sau, mă rog, și alte entități, cu greu cred că va dispărea acest fenomen de numire sau de sprijinire în posturi de conducere sau în alte posturi și de execuție
sau angajări în diverse domenii, mai ales în sistemul acesta public. Aici aș face o paranteză. Această bătălie pentru posturile publice este mult mai acută de când s-au produs aceste majorări destul de mari a salariilor, care va duce la accentuarea corupției și cred că va fi o bătălie mai mare decât pentru anumite posturi acestea politice, cum sunt cele de consilier, de... De să se ajungă în instituțiile statului. Da, da, da. A ajunge într-o funcție publică va fi ceva de vis pentru foarte mulți membri de partid și de aceea cred că se va acutiza fenomenul de numire politică sau de sprijinire pentru pătrunderea în sistemul funcționarilor publici al foarte multor persoane care au legătură cu politica. Am înțeles, suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu cara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motoferăstrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna. Ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253-210736. Raico. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro.
Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Casa de discuri Emmy Events Music a lansat pe piață albumul intitulat La câți am făcut eu bine, al îndrăgitei interprete Reli Gherghescu. La câți am făcut eu bine, lume dragă, lume, acum vorbesc rău de mine, lume dragă, lume. Emmy Events Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Comenzi de CD-uri la telefon 0722 833 814 sau pe www.emyeventsmusic.ro. Teren 17.500 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 24, parcela 9, cadastru intabulare. Vânt teren 17.050 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 53, parcela 22, cadastru intabulare. Vânt teren 1.250 metri pătrați intravilan la DN772, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 105, parcela 11, cadastru intabulare. Vânt teren 2.500 metri pătrați comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 64, parcela 49, cadastru intabulare. Tabulare. Prețuri negociabile. Așteptăm oferte. Relații la telefon 0799 620 520. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii. Stimate doamnă, cât de moral, cât de etic, cât de normal este atunci când la un concurs, indiferent de numele entității unde este acel concurs pentru o funcție de conducere, să participe oameni competenți, profesioniști, oameni care provin din sistem și totuși pentru niște jocuri, pentru niște chestiuni de culise, oamenii să se trezească picați, efectiv, la acel concurs. Și slavă Domnului, avem exemple nenumărate chiar aici în Gorj, nu mai spun în țară, pentru că ne uităm și noi la televizor, citim presa, vedem ce se întâmplă. Cât este de firesc? Bun, firesc este orice să participe, dar nefiresc este ca rezultatul final al concursului să fie viciat. Sunt foarte mulți care n-au nicio legătură, să le zicem așa, afon, care se duc acolo doar să-și încerce șansele
sau ori au un sprijin politic, ori se duc la plezneală. Nu cred că e ceva rău în asta, dar v-am spus, nefiresc este ca acei care sunt bine pregătiți să aibă surpriza să le fie anulat sau să le fie viciat acest, mai bine viciat, acest drept de a lua concursul pentru că nu a reușit să ia note mari cel care este sprijinit politic. Aici, asta este marea problemă. Nu ce nimeni, foarte bine, poate să prezinte oricine, chiar dacă e mai slab pregătit, dar totuși trebuie să ia și o notă în concordanță cu această pregătire. Dar să depunctezi pe cineva care a învățat și care ia o notă destul de mare la scris și să-l trântești la oral, cred că este un act inuman și cred că ar trebui să se implice și autoritățile care sunt abilitate în acest sens să verifice și să vadă ce probleme au fost la aceste concursuri. Este inadmisibil să trântești pe cineva care este foarte bine pregătit pentru a anula sau pentru a promova pe cineva care este sprijinit politic. Aici cred eu că este cel mai mare of în momentul de față al României și vedeți foarte clar că tineretul deja a plecat în afara granițelor țării pentru a-și găsi un loc de muncă bine plătit și pentru a nu mai auzi de această sarabandă care e la noi, în care politicul se implică din ce în ce mai mult. Și v-am spus care este și motivația implicării sau de ce țipă toți care au cât de cât o pilă politică datorită majorărilor acestea de salarii. Că dacă vă faceți aminte, până acum 3-4 ani, cu greu găseai oameni pentru sectorul bugetar sau oameni care să ducă sistemul bugetar. Odată cu această explozie a salariilor în acest sistem, a crescut și cererea politică pentru ocuparea cu preponderență, mai ales la postul de director sau de conducător de instituții, șef de servicii, șef de birouri și cred că și un simplu angajat în acest sistem bugetar este destul de bine renumerat după ultimele modificări ale legii salarizării. Așa este. Acum câțiva ani scriam într-un cotidian local despre o situație atipică apropo de concursuri ciudate și de ce se întâmplă. Se poate ca acum, în momentul ăsta, să mergi la un concurs la ANFP și să obții nota 2 și anul viitor, că postul nu s-a ocupat, a fost cu interimat, să te duci și să iei 700, nota minimă pentru a promova concursul? Adică chiar te poți dezgheța atât de mult și deștepta atât de mult încât într-un an de zile să acumulezi suficientă informație într-un domeniu vast și dificil? După părerea mea, e inadmisibil pentru că eu merg pe principiu că dacă ai fost prost în 2016, este foarte greu să crezi că te-ai deșteptat în 2017. Nu cred că de la 2 poți să avansezi la 7. Numai dacă prima dată, v-am spus, nu au venit la plezneală doar să vadă cum e concursul, dar greu de crezut. Acestea sunt să zic așa întâmplări destul de rare. Cred că la a doua participare la concurs a avut grijă să treacă pe la cine trebuie, să-și pună o pilă politică. Și cred că acesta este resortul care a propulsat sau l-a propulsat, depinde ce e, de la 2 la 7. Fără discuție este și concluzia la care ajunsesem eu acum niște ani. În altă ordine de idei, se pare și că... Și v-am spus, acest fenomen se accentuează odată cu această apariție a legei salarizărilor care a dus la majorări destul de semnificative în a salariilor în domeniul bugetar.
Deci să ne așteptăm la și mai mari intervenții în ceea ce înseamnă acest sector. Așa este. Voiam să vă aduc în discuție un subiect foarte interesant. Deși echipa Fanion a județului este în degringoladă, are o gaură de cel puțin 7 milioane jumătate, 8 milioane de euro, în care nimeni nu vrea să bage bani, mă refer la Pandurii, iată, a picat în Liga 2, sunt toate șansele să nu termine turul fără un sprijin financiar. Totuși, se înființează cluburi de fotbal, investitori privați aleg să investească în echipe din ligile inferioare din alte județe. Ce determină pe toți oamenii ăștia să facă tot felul de cluburi sportive preponderent pe fotbal, în ideea în care, dacă se punea mână de la mână, nu se ajungea la dezastru și haosul de la Pandurii? Da, cred că este mai mult o bătălie pe a pune mâna pe contractele care le avea, sau mai bine pe acel controversat contract pe care clubul de fotbal Pandurii Târgu Jiu l-avea cu primăria. Fiecare cred că visează să facă, să aducă o echipă de fotbal și în schimbul aducerii ei la Târgu Jiu, ca să nu folosim stadionul decât ca muzeu sau ca, da, un fel de mall 2. Ca obiectiv turistic pentru a servi de cât l-a vizitat, s-au gândit că aducerea sau înființarea unei echipe de fotbal ar ușura foarte mult, să le-ar ușura această sarcină de a pune mâna pe aceste spații de la stadionul municipal. Se apropie și data când va fi dat în folosință și cred că această luptă se va accentua cu timpul și pierdați vor fi iubitorii de fotbal din municipiul Târgu Jiu, pentru care stadionul va reprezenta decât o construcție grandioasă și doar atât, neputând fi și folosit în beneficiul cetățenilor din municipiul Târgu Jiu, adică acela de a avea o echipă cel puțin în Liga 2 care să, sau în Liga 1 acum e, acum că cealaltă e Liga Națională, pentru a mai petrece la sfârșit de săptămână clipe de destindere, a se mândri cu acest stadion destul de scump și destul de arătos la prima vedere. Vedem când se va încheia, cumva apărea, dar știm foarte bine că avea un gasol destul de bun și în anii trecuți când Pandurii evolua pe acest teren și știu că era lăudat că avea un gazon destul de bun. Cred că în spatele acestei înființări de cluburi sau aduceri de echipe din alte județe stă această problemă a stadionului sau mai bine a spațiilor, hotelul nou, hotelul vechi, spațiile comerciale de la subsol și tot la ce... La subsol, parcările... De altfel niște bani frumoși care pot să vină. Că, nu cred că va fi atât de bănoasă afacerea cu stadionul municipal. Ați văzut foarte bine că Cluj Arena a intrat în insolvență, tot la fel, fusese dată unei societăți. Nu cred că va fi chiar atât de atractive. Și vorbim de Cluj. Oraș... Știu, dar nu vor fi chiar atât de atractive spațiile comerciale dacă nu ai o echipă în Liga Națională care să aducă cel puțin cum se desfășoară etapele din 3 în 3 zile spectatori la acest stadion și prin acest lucru să-și facă și publicitate și poate să vină și în restul zilelor să frecventeze acele spații comerciale. În rest, cred că e bătălia cine pune mâna pe hotel, pe sălile de conferință. Deci interese pur economice. Pur comerciale, economice, da. În altă ordine de idei, inclusiv primăria și-a făcut, de fapt, Consiliul Local a decis înființarea unui club sportiv municipal, o acțiune în pripă, dacă este să o analizăm, pentru că cel mai important, sau unul dintre cele mai importante, una dintre cele mai importante ramuri, boxul, de exemplu, nu se regăsește în secția acestui club sportiv. Un sport unde, de bine de rău, Gorjul, Târgu Jiul, este acolo pe harta țării și totuși,
făcut în grabă acest proiect, iată că a omis să treacă, sau nu s-a vrut să se treacă un sport bun, un sport cu rezultate pentru gorjeni. Da. Se bagă și Consiliul Municipal în această nebunie. Bătălia a fost mai mult pentru secția de fotbal. Probabil știu mai bine care e situația financiară a clubului Pandurii. Știm foarte bine că dacă nu se ține de acel plan de reorganizare, fosta echipă de Liga Națională Pandurii poate să intre oricând în faliment. Pentru că dacă nu te ții de plăți și de acel plan de reorganizare, adică depinde ce cuprinde, că nu l-am văzut niciodată, o altă mare anomalie, având în vedere că printre sponsorii clubului peste 50% sunt unități care au legătură cu bugetul statului și noi n-am văzut încă până acum cum arată acel plan de reorganizare ca să știm dacă Pandurii sau echipa de fotbal Pandurii pe viitor au vreo șansă de a scăpa de faliment. Așa este. Schimbăm acum total domeniul și ne ducem spre politică. Se tot bate monedă de câteva luni de zile despre o nouă formațiune politică la care să adere sau pe care să o înființeze fostul premier Victor Ponta. Până astăzi nicio veste. Spunea că la 1 septembrie o să anunțe public încotro merge și, atenție, cine va merge cu dumnealui. Și aici iarăși sunt discuții spunându-se pe surse că există senatori și deputați PSD sau de la alte formațiuni care vor merge alături de Victor Ponta. Putem să dăm crezare acestor vești? Da, putem da crezare. Cred că senatori și deputați vor fi tot de la PSD. Știm foarte bine că Victor Ponta are câțiva simpatizanți destul de apropiați în PSD, mai ales mă refer la cei care au fost miniștri de-a lungul timpului în diversele guverne, Ponta 1, Ponta 2, Ponta 3. Și cred că din aceștia sau pe aceștia speră Victor Ponta să se bazeze și cred că ei și sunt cei care îl vor sprijini. Acum rămâne de văzut care va fi numărul acesta, adică dacă vor fi mai mult de 23 sau 24 și depinde ce structură vor avea, care le-ar permite noi formațiuni care s-ar închega să aibă grupuri parlamentare în Senat și Camera Deputaților, odată cu formarea de grupuri parlamentare, poate să aibă acces și la o logistică destul de bună de a Parlamentului. În rest, dacă vin foarte puțini, până în 15-16 parlamentari, nu contează în ecuație. Va fi o aripă desprinsă din PSD și atât. Da, nici de partea cealaltă, celălalt partid mare, PNL, nu pare să nu treacă și el la rândul său prin frământări. Deja avem un europarlamentar care acum, la începerea noii sesiuni, își va anunța desprinderea și plecarea, practic, din PNL. Vorba de doamna Mănescu, europarlamentar, care se pare că nu s-ar mai găsi pe lista probabilă pentru alegerile din anul care urmează, pentru europarlamentare. Iată că și de acolo se pare că sunt nemulțumiți care vor să plece, preponderent spre ALDE. Da, am văzut și noi foarte clar în ultima perioadă că PNL-ul odată cu alegerea noului președinte se pare că nu performează. Toată lumea spera că odată ce se vor limpezi apele în PNL și vor scăpa de acest interimat care a durat aproape un an de zile, odată cu alegerea noului președinte PNL-ul își va regăsi cadența de altădată și va fi un partid destul de, să zic așa, de vivace pe scena politică. Ori observăm, s-ar putea și vacanța să fie de vină că PNL-ul totuși nu reușește să se impună ca un partid de opoziție și să facă chiar o opoziție destul de clară PSD-ului.
Ne ducem acum spre o problemă cu care în ultima vreme s-au confruntat gorjenii. Sunteți un conducător auto cu experiență. Cu siguranță ați tranzitat, măcar de curios, tronsonul acesta, așa numit drum al groazei, cum îl numeam eu. Un tronson deocamdată se întinde până la Bengești, ce a dărâmat multe parbrize, în egală măsură a cam zgâriat vopseaua de iarăși de pe multe mașini. A provocat niște accidente. Vi se pare în regulă ceea ce se întâmplă pe DN67, pe porțiunea de la ieșirea din Târgu Jiu, Scoarța și până dincolo de Bengești? Nu, și eu m-am manifestat de foarte multe ori de mulțumire. Am prins exact când s-a turnat primii 10 de metri. De atunci am luat atitudine. Se pare că este o afacere de a unor conducători de PSD-ului de conduc această secție de drumuri naționale, pentru că altfel ar fi inexplicabil cum nu fac un control destul de riguros pentru a respecta procesul tehnologic pe care îl impune această operațiune de întărire a rezistenței asfaltului pe timp de vară, când sunt căldurile acestea destul de ridicate. Ați văzut foarte clar, este o bătaie de joc ce se toarnă pe drumul național, nici măcar nu respectă, cel puțin griblura care se pune, nu respectă un standard, anumite dimensiuni. Vedem acolo pietre și după aceea vedem și bolovane, adică de la 2-3 mm până la 20 de mm, lucruri inacceptabil într-un asemenea proces tehnologic. Știm foarte clar că se pune griblură, dar de o anumită dimensiune. Nu poți să spui că se pune acolo griblură de la 2 mm la 3 mm la 20. Aia nu adică mai să nu varieze dimensiunea. Da, dimensiunea trebuie să fie undeva între 5 și 6 mm, se sortează destul de ușor de o firmă care se ocupă cu producerea de sort din acesta necesar pentru a fi turnat împreună cu păcură sau ce. Emulsia aceea. Emulsie e. Da, s-a acolo speculat că și aici emulsia nu este pusă în cantități potrivite. Păi nu, că sunt două deficiențe foarte mari. Cred că griblura care se termină este de fapt un refuz de sort, adică un refuz de ciur din acesta, pentru că nu respectă niciun criteriu al dimensiunilor. Coroborat și cu această emulsie insuficientă cantitativ, ați văzut că a dus la această nemulțumire a cetățenilor, pentru că de fapt ce s-a întâmplat, acest covor care s-a pus de uzură, sau cum l-o numi ei pe acolo, în afară că a stârnit furia cetățenilor, cred că din punct de vedere tehnologic nu ajută cu nimic această porțiune de drum, cum ne-a asigurat directorul la secția de drumuri naționale din județul Gorj, pentru că practic toată această operațiune a fost o operațiune de bătaie de joc și un afront adus cetățenilor care circulă pe această porțiune de drum. Se impune o vizită a celor de la minister și o verificare a acestor caracteristici de ordin tehnic? Normal, la câte probleme s-au creat după ce s-a pus această griblură și după aceea această emulsie, cred că se impunea ca cel puțin formal ministrul transportului să trimită o echipă să verifice pentru a mai, să zic așa, mai liniști nemulțumirea cetățenilor. Dar se pare că este o cârdășie generală în sânul acestui, acestei
alianțe politice și cred că o mână spală pe celălaltă, se acoperă unii pe alții. Probabil este o afacere la nivel înalt și bine, dacă este să ei știu de ea. Dacă este să privim obiectiv lucrurile, ministrul transporturilor a fost apostrofat de 3 ori în 3 ședințe de guvern diferite de către premier, spunându-i-se sau bătându-i-se foarte clar obrazul privitor la niște chestiuni destul de importante și iată că totuși, ca în reclama aceea, Londra având puternic o afira rezistă. Ministrul Cook rezistă acolo la Ministerul Transporturilor. Acum depinde și cât de gros are obrazul, că degeaba i s-a bătut dacă el n-a simțit nimic. Probabil, fiind pe părțile laterale, obrazul e mult mai rezistent. De la vânt. N-a simțit nimic de la aceste apostrofe, fără să vede că sunt inutile după modul cum se comportă în continuare. Stimate domn, din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru prezența în această seară alături de noi. Vă așteptăm și cu alte prilejuri pentru a dezbate problemele socioeconomice și politice ale județului și nu numai. Până atunci însă să aveți o seară cât mai plăcută. La revedere! Dragii mei și dumneavoastră, la revedere, o seară cât mai plăcută!